Isabela Vasiliu Scraba, Vintilă Horia ca istoric al filozofiei românești. Moto. Vintilă Horia era un om cu simțul valorilor, formulă care își recapătă sensul prin el. Și, mai presus de orice, era un intelectual deschis în toate direcțiile. Metafizică, literatură, știință, chiar și parapsihologie. Teodor Cazaban. Nevoit să rămână în exil din cauza calomniilor prin care a fost condamnat de agenții ocupantului sovietic al României, Vintilă Horia observase că până în secolul 20, răul a reprezentat fie o excepție, fie păcatul putând fi absolvit de preot dacă este regretat în mod sincer. Pe urmă, oamenii au trebuit să conteze pe existența răului în toate împrejurările. O epocă întreagă și cu ea tot spațiul mondial pe care s-a întins a tot alunecat încet, încet, în umbra lui Satan, care, în greacă, s-a numit diavolul, cu o nuanță în plus față de numele Satan. Căci diavolul, scrie exilatul, este prin excelență calomniatorul. Pe 3 februarie 2022 a fost postat pe YouTube un interviu cu Bernard Anthony, autor al volumului Le Parti Comunist de ce virus mutant, care spunea la un moment dat că rasismul a apucat drumul invers, că el a devenit un rasist de sens contrar, ca rasist preocupat cu antirasismul. Mai limpede se exprimase Ion Varlam, când scrisese că ideologii luptei de clasă s-au metamorfozat în ideologia luptei de rasă. Prin respectiva strategie adoptată după abolirea comunismului, foștii profitori ai ideologiei statului totalitar și-au putut perpetua pozițiile dominante. Ajuns în Argentina, poetul Vintilă Horia scotea la Buenos Aires în 1950 Antologia poeților români din exil. Întors în Spania, el a publicat în 1953 a doua sa antologie poetică. Gândindu-se la suferința conaționalilor din țara ocupată de armata stalinistă, Vintilă Horia scria despre ororile comuniștilor din Spania războiului condus de la Moscova, orori manifestate prin închisori suprapopulate, foamete, spaimă colectivă, coloane de condamnați care treceau către plutonul de execuție, fără să știe că în propria ei țară fusese întemnițați de securitatea antiromânească peste 1700 de preoți ortodoxi și că 28 de episcopi și arhierei ortodoxi au fost îndepărtați, arestați, supravegheați, unii chiar otrăviți, în recluziuni la mănăstiri. Vintilă Horia amintește în Curierul Creștin din decembrie 1953, între 1936 și 1939, sute de preoți spanioli fuseseră uciși de teroarea roșie, o întoarcere la haos pornită din revolta omului împotriva legii creștine. După retragerea armatei sovietice din Austria, când românii exilați au sperat zadarnic în retragerea aceleiași armate și de pe teritoriul României, Vintilă Horia a scris novela Sfârșit de exil, profetică în acuratețea unor delimitări cronologice de-a dreptul surprinzătoare. Solicitat în Franța Goncourtului să prezinte filozofia românească, el nu va lua în seamă mutilarea gândirii românești prin calapoadele ideologice impuse după ialta anului 1945. Laureatul prestigiosului premiu Goncourt scrie succint despre personalitățile cu adevărat marcante ale filozofiei românești afirmate înainte de ultimul război. Desigur că Vintilă Horia nu avea cum să bănuiască faptul că în volumul editat de Sciaca, contribuția sa va contrasta prin numărul redus de pagini și prin selecția foarte strânsă a unor gânditori români reprezentative ai perioadei de gândire și exprimare liberă, cu prezentarea filozofiei din Ungaria comunistă,
lipsită de filozof de anvergura lui Nae Ionescu, Lucian Blaga, Constantin Noica sau Mircea Eliade și Cioran. Abia la indicațiile bibliografice, Vintile Horia menționează propria carte apărută la Madrid în 1946, Presencia del Mito, oferind și o selecție de volume semnate de Stefan Lupasco, Matila Ghica, Servien Pius, Bazil Munteanu, Nicolae Bagdazar. În schimb, pentru impresionarea cititorilor prin cantitate la alcătuirea volumului Le Grand Courant de la Pensée Mondial Contemporain, maghiarii înșiraseră pe 100 de pagini cât mai multe nume îngăduite a publica prin revistele micii țări satelizate de URSS. Sinteza prin care Vintilă Horia învățișează participarea spiritualității românești la istoria culturii europene începe cu elogierea uriașilor progrese tehnice și sociologice făcute de omul european în primele 5 decenii a secolului 20, care l-ar fi dus spre raiul din care a fost odinioară alungat, dacă n-ar fi existat câteva detalii, precum bomba atomică putând spulbera Terra într-o fracțiune de secundă și comunismul capabil a distruge înfloritoarea civilizației omenească într-o sută de ani. În ce privește perspectiva românească asupra aceleiași istorii, Vintilă Horia se distanțează de entuziasmul lui Toynbee, care vedea în imitarea modelului occidental unirea tuturor societăților umane într-una singură de rit occidental. Pe de o parte, întrucât pe român istoria l-a învățat să fie optimist cu precauție. Pe de altă parte, pentru că inovațiile secolului 20 îi se păreau a fi excrescențe gigantice ale unor erori anterioare, cum a fost revoluția lui Lenin, monstruoasă excrescență a revoluției burgheze. Enciclopediștii francezi au fost primii dispuși a idealiza progresul tehnic și științific, care treptat a dus la detronarea lui Dumnezeu, instituită doctrinar de ideologii comuniști. În perfectă concordanță cu ideile latinismului Nicolae Herescu, faimos universitar român prețuit de mediile academice occidentale, Vintilă Horia deprinde surparea edificiului clasic de tip latin al culturii europene. După o altă părere a sa, voga romantismului și-ar avea drept corespondent în plan politic liberalismul ca imagine a glorificării individului. În urmărirea excrescențelor din secolul 20, ale unor erori din veacul al XIX-lea, Vintilă Horia subliniază similitudinile dintre modelul de om nazist, anticreștin și optimist și supraomului Byron, care a influențat întreaga epocă romantică până la Nietzsche și Sorel. Contactul culturii românești cu inovațiile politice ale secolului 20 a dus la decepții a rare ori urmări ale propriilor fapte. Doar materialismul secolului XIX i-a părut a fi fost pentru români o bună ocazie de pauză religioasă la momentul intrării în spațiul cultural al Occidentului. În atmosferă vestică, românii au trăit 100 de ani cât alții într-un mileniu, realizând minuni în toate direcțiile culturii. Romantismul, prin pasiunea naționalistă care a adus-o cu sine, i-a făcut pe români să se întoarcă la limitele pierdute ale propriei ființe, prin mijlocirea istoriei, literaturii, filozofiei și a filologiei. După mai bine de un mileniu de istorie fărâmițată, poporul român și-a recăpătat fizionomia caracteristică și un fel unitar de a privi realitățile spirituale și politice superioare tuturor popoarelor Europei centrale și orientale. În prima jumătate a secolului 20, cultura românească s-a întors la religie pe o cale proprie de nuanță bizantină, care a permis o autodefinire culturală originală în filozofia lui Lucian Blaga și a lui Nae Ionescu. Reînvierea bizantinismului este aspectul care, după Iorga,
iar fiind nobilat eseistica lui Nichifor Crainic. În literatură, întoarcerea la religie este exemplificată de Vintilă Horia prin poezia lui Ion Pilat, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic și Tudor Arghezi. În opinia sa, speculațiile în jurul distinției între popoare tinere și vârstnice nu se susțin pe simplu motiv că în Europa nu există popoare tinere. Românii în secolul XIX au fost la o cotitură a istoriei lor, în care au trebuit să găsească modalitatea cea mai bună de a împăca existența lor de tip arhaic cu instituții de tip occidental. Această problemă nu implica doar schimbări politice. Ea avea consecințe de o mare complexitate, întrucât între esențele spirituale ale poporului român și aspectul modern al instituțiilor s-a evit un hiatus greu de depășit. Când 4/5 din populația României trăia la sat, Mircea Vulcănescu vorbea de două Românii distincte, una bazată pe gospodăriile țărănești, alta pe instituțiile unei economii moderne. Fără a zăbovi asupra perioade de formare pe la universitățile occidentale, Vintila Horia evidențiază interesul românilor pentru filozofia culturii, fiindcă pe această cale ei au încercat să integreze viziunea despre lumea țăranului român în filozofia occidentală. Drumul deschis de Lucian Blaga, urmat de Constantin Noica după eliberarea din temnița politică, a fost continuat în exilul francez de filozoful Constantin Amăriuții prin eseurile sale despre starea din tâi. Umblând pe aceleași căi, dar și pe urmele lui Naionescu, publicase în RFG Gheorghe Racoveanu un volum intitulat Omenia Românească. Filonul de gândire pe care Vintilă Horia îl urmărește, considerând cultura română ca obiect de meditație filozofică, se deosebește pregnant de ideile filozofice urmărite la gânditorii români de către Baghdazar, care are neplăcuta surpriză de a răbda la Berlin laudele pe care directorul societății kantiene i le-a adus în 1936 lui Naionescu, bun cunoscător al lui Kant, dar aflat fără de voie în conflict cu profesorul Rădulescu Motru din 1930. În istoria filozofiei românești, tipărită în a doua jumătate a anului 1940, Nicolae Baghdazar nu va avea nicio vorbă bună pentru Naionescu, cel care în 1924 publicase în Cultura Națională excelenta traducere a prolegomenelor kantiene făcută de Mihai Antoniade. După cum reiese din amintiri notații autobiografice, nici pe filozoful Mircea Vulcănescu nu l-a avut la inimă, nu numai din cauza interesului pe care acesta l-a arătat pentru filozofia religiei și pentru scrierile lui Toma din Achino în mod special, ci mai ales din cauza concurenței pe care societatea Criterion a făcut-o societății române de filozofie inițiată de Rădulescu Motru. Devenit în 1942 profesor la Universitatea din Iași, Baghdazar nu se va ocupa în istoria filozofiei românești nici cu scrierile contra candidatului său Mihai Rădulescu, autor a 4 volume de scrieri filozofice de o mare acuratețe idealtică, pentru întoarcerea la religie și pentru integrarea spiritualității populare românești în filozofia culturii, lui Nicolae Baghdazar i-a lipsit înțelegerea necesară. Eseurile de filozofia culturii, publicate în revista Gândirea din 1935-37, în care Vasile Băncilă înfățișează religiozitatea țăranului român, nu au fost deformate de Baghdazar doar pentru că autorul era unul din discipolii lui Naionescu, dar și pe considerentul că sufletul românesc fusese înfățișat prin îmbinarea rațiunii cu trăirea religioasă. În cea de-a doua istorie a filozofiei românești, cititorul nu va putea afla o prezentare cât de cât onestă a niciunuia din aspectele culturale
urmărite dincolo de cortina de fier de Vintila Horia. E drept că celor trei istorici ai filozofiei românești, profesorul Clujan, profesorul Eșan și profesorul Madrilean, le-a lipsit perspectiva ce urma să se contureze după anii 90, când din scrierile publicate după căderea comunismului s-a putut constata existența unei adevărate școli filozofice inițiate în perioada interbelică de renumitul profesor de metafizică. În volumul meu, dedicat discipolului lui Naionescu, apar reprezentanții mai importanți ai traierismului, după cum a fost numită de noi ca școala de gândire a lui Naionescu, din care știa bine că face parte. Dintre scriitorii români exilați după 1944, între trăiriști pot fi încadrați următorii gânditori religioși care au publicat în RFG Spania, Argentina și Franța: Octavian Vuia, Dumitru Cristian Amzăr, George Racoveanu, Gheorghe Uscătescu, Stan M. Popescu, Constantin Amăriuții și Constantin Micu Stavilă. De fapt, în scrierea lui Nicolae Bagdazar, însuși Naionescu este redus la neant sub pretextul că singur nu și-a strâns gândirea în volume și că ar fi acceptat iraționalul cunoașterii și al existenței, de parcă acceptarea sau negarea unor aspecte care nu ne sunt pe plac ar putea schimba fața realității. Atitudinea lui Bagdazar denotă atât antipatia față de întâiul creator de școală filozofică de la noi, cât și solidaritatea cu protectorul său, Constantin Rădulescu Motru, pe care succesul cursurilor lui Naionescu în rândul studenților l-a adus în situația de a începe ostilitățile cu articole polemice împotriva filozofilor antiștiințifici. Alături de Naionescu fiind vizat și Lucian Blaga, pentru a ajunge să pună efectiv bețe în roate carierei universitare a lui Naionescu, pe care el însuși îl luase ca asistent la întoarcerea acestuia după doctoratul susținut în Germania. Cum am arătat ceva mai înainte, pentru înfățișarea curentelor de gândire românească din perioada anterioară pactului Stalin-Hitler, Vintilă Horia se oprește la câteva nume mari, în general cunoscute în lumea occidentală. Filozofia istoriei o ilustrează prin Xenopol, Iorga, Pârvan și Mircea Eliade, care propun teorii din ce în ce mai apropiate de substanța originală a culturii românești. Nicolae Iorga a fost primul care, studiind documente legate de istoria poporului român, a predat pentru fructificarea moștenirii bizantine în cultură. Pe linia lui Iorga s-a înscris și Naionescu în calitatea sa de istoric al logicii. Acestuia îi va urma Constantin Noica în tentativa sa de a repune în circuitul cultural scrieri filozofice a lui Teofil Coridaleu, încercare eșuată nu atât din cauza cenzurii ideologice, cât din pricina lui Alexandru Elian, care n-a ostenit a-i face referate negative. În schița istorică pe care o construiește după un plan ideatic ferm conturat, Vintilă Horia îi amintește pe Lucian Blaga și Constantin Noica pentru contribuțiile lor la filozofia culturii. Lui Dimitrie Guste, inițiatorul cercetărilor pluridisciplinare ale satului românesc, privit ca o monadă culturală, îi oferă locul de cinste pe care îl merită. Pe Constantin Rădulescu Motru îl reține ca teoretician al personalismului energetic. Interesantă îi pare încercarea acestuia, evită pe urmele lui Eminescu și Iorga, de a critica utopia liberală care guverna țara de la 1848, tentativă completată de Motru cu propunerea de reorientare a principiilor de guvernare către adevărata sursă a energiei naționale care este țăranul. Românismul lui Rădulescu Motru viza o nouă dezvoltare de pe pozițiile antimistice ale unui raționalism lipsit de înțelegere
pentru fenomenul religios. Ancorat în imediatul politic, i-a apărut și progresul social urmărit de Dimitrie Gusti în Sociologia Militans. Pentru întoarcerea la religie, Vintilă Horia menționează contribuția lui Naionescu și a lui Nichifor Crainic, cel care a introdus la Facultatea de Teologie studiul mistic. Simpatia laureatului premiului Goncourt se îndreaptă către mentorul revistei Gândirea, care l-a ajutat la început de drum să devină scriitor. La Naionescu, Vintilă Horia găsește criticabil antiraționalismul etalat prea ostentativ. În 1989, evocându-l pe Horia Stamatu și amintit de scrisul lor din perioada interbelică, observând că toți cei care au scris despre destinul românesc în acea perioadă, dintre cele două războaie mondiale, mă refer în special la Naionescu, Rădulescu Motru, Nichifor Crainic, Nicolae Roșu, Vasile Băncilă, Lucian Blaga și mulți alții, au atins tema românismului cam din aceeași perspectivă, la rând, aș zice, cu gânditorii europeni care din spațiu de timp ale aceleiași perioade și-au pus probleme de același fel, constatând falimentul disperat și agonic a unui sistem politico-economic din care nu puteau ieși decât catastrofe, de asta dată proiectate pe un plan pentru prima dată universal. Și mă gândesc la Spengler, Papini, Unamuno, Ortega y Gasset, Kaiserling, Mora, Bainville, Heidegger, pentru a nu cita aici decât pe cei mai puțin uitați. Vezi Vintilă Horia, Horia Stamatu, în Cuvântul Românesc, 1989.